cum am promis, așa cum am făcut-o și după primul mandat, mă simt dator să fac și după cel de-al doilea mandat, și anume raportul de activitate, raportul de mandat 2012-2016. Acest raport are 9 capitole. Eu am încercat să fiu cât mai succint, am scos doar esența aici. Vreau să vă spun că întregul raport se va afla pe site-ul primăriei noastre. Va fi trimitere și de pe Facebook-ul primăriei către el și puteți găsi toate datele. Sigur că el are un pic structura modificată față de structura rapoartelor de activitate anuale, pentru că însumează, înglobează activitatea de cei 4 ani. Cele 9 capitole sunt investiții majore, motorul celei de-a doua schimbări la fața Romanului, capitolul 2, infrastructură rutieră și parcări, capitolul 3, infrastructură educațională, sportivă și de sănătate, capitolul 4, relația primar-cetățean, capitolul 5, Romanul, oraș verde, capitolul 6, Romanul, oraș cu identitate europeană, capitolul 7, relații de colaborare și înfrățire, capitolul 8, municipiul Roman, oraș cu viziune, capitolul 9, performanță în administrație. Am să încerc să fiu foarte succint, am să încerc să prezint lucrurile pe scurt. Este o activitate totuși de 4 ani. Nu pot să trec foarte simplu peste niște lucruri despre care acum 6-7 ani unii nici nu se gândeau că se pot întâmpla la Roman. Și o să vedeți că așa e. Am plecat în structura acestui raport de la o persoană care a trecut peste niște momente foarte grele în viață, care și-a învins capacitățile, posibilitățile umane, trecând peste anumite probleme de sănătate și care a crezut în vis. Spunea, mențineți visele vii, acumulează tot ce îți cere credința și încrederea în tine, viziunea, munca, hotărârea și dedicația. Amintește-ți că orice lucru este posibil pentru cei care cred cu adevărat în el. Este vorba de Gail Devers, tripla campioană olimpică, o atletă americană care a trecut peste niște probleme de sănătate și a devenit, așa cum vă spuneam, tripla campioană olimpică. Vreau să vă spun că încă din prima zi în care am devenit primar, am crezut cu adevărat că acest oraș se poate moderniza, că acest oraș se poate europeniza, că se poate trăi într-un climat de liniște și pace în acest oraș, în care forțele binelui, a păcii, a concordiei să fie dominante. Și pe această cale vreau să mulțumesc tuturor romașcanilor, pentru că mi-au reîncredințat acum 4 ani conducerea destinului urbei noastre Mușatine, reconfirmând că faptele, nu vorbele, sunt cele care pot schimba în bine casa noastră, Romanul. Împreună am contribuit din anul 2012 la cea de-a doua schimbare a Romanului, schimbarea în profunzime, prin finalizarea unor proiecte începute în mandatul anterior și prin demararea altora noi, cu impact major asupra comunității. Am cunoscut foarte bine situația economică a cetățenilor, a orașului, și de aceea am optat ca în cele două mandate să nu cresc niciodată taxele și impozitele, eventualele creșteri fiind generate de modificările prevederilor codului fiscal. Colaborarea cu membrii Consiliului Local a fost constructivă, iar munca echipei pe care o coordonez în cadrul primăriei a dat roade. Și cred că este un angrenaj foarte bine pus la punct. Într-o scurtă trecere în revistă a celor 4 ani de mandat, ne amintim următoarele. Anul 2012 pentru Roman a fost anul celor mai mari investiții gestionate de municipalitate după 1990, marcând finalizarea unei mari părți din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, precum și startul celui mai ambițios proiect al meu, microhidrocentrala Peru-Moldova. Tot în anul 2012 s-au deschis discuțiile pentru concretizarea unei investiții ce putea dezvolta 1500 de noi locuri de muncă la Roman. În anul 2013, municipiul a făcut primul pas
spre trecerea de la schimbarea la față la schimbarea profundă și durabilă. Atragerea investitorilor la Roman depăși faza dezideratului. Compania multinațională TRV Automotive începea lucrările pentru deschiderea unei fabrici de airbag-uri. Inaugurarea unității de producție a TRV România la Roman, în 30 aprilie 2014, se făcea în prezența mai multor oficialități locale, județene și centrale. Astăzi, peste 1600 de familii își câștigă salariile și ne-a redat speranța în renașterea vechii platforme industriale a municipiului Roman. Anul 2013 a marcat finalizarea două proiecte majore pentru municipiul nostru, anume Planul Integrat de Dezvoltare Urbană și a consolidării blocului numărul 3, blocul cu bulină din fosta stradă Nicolae Titulescu, unde pe finalul anului familiile care au locuit aici înainte de începerea lucrărilor s-au putut întoarce într-o clădire sigură și modernizată. Anul 2014 a însemnat materializarea unei idei a cărei punere în practică a avut nevoie de 5 ani. Centrala hidroenergetică Roman pe râul Moldova. Mulți au considerat-o a fi o promisiune de campanie sau o idee din domeniul ficțiunii, dar iată că astăzi noi romașcanii ne putem mândri că suntem singura administrație locală din România care are în proprietate o hidrocentrală. Anul 2015 a adus numeroase premiere în cetatea lui Roman Mușat, în domenii variate, chiar dacă din punct de vedere administrativ a fost o perioadă dificilă. Romașcanii, dar și locuitorii județelor vecine au apreciat la cote neașteptate și neprevăzute redeschiderea strandului municipal, care în varianta modernizată și înglobată în complexul sportiv și de agrement Moldova a înregistrat aproape 60.000 de clienți, de peste două ori față de publicul estimat. O altă premieră pentru municipiul Roman a constituit o clasare pe locul întâi între 109 municipalități din România în cadrul proiectului Orașe Verzi, Regiuni Verzi, cofinanțat printr-un grant din partea Guvernului Elveției. În anul 2015, un moment istoric pentru urbea mușatină l-a constituit ceremonia militară și religioasă, prelejuită de înmânarea drapelului de luptă Centrului 83 Mentenanță IES la aniversarea 5 ani de la înființarea acestei structuri militare, care a oferit locuri de muncă în municipiul Roman. Afirmarea pe plan regional, național și internațional a municipiului nostru a fost marcată în acești ani de primirea doi noi membri în familia orașelor înfrățite cu Romanul, orașul Ștefan Vodă din Republica Moldova și orașul Sun Chiang din Republica Coreea. De altfel, acest document cu Sun Chiang-ul este primul care consemnează o relație internațională de colaborare a municipiului Roman cu o localitate din Orientul Îndepărtat. Crucială pentru creșterea pe termen lung și mediu a municipiului Roman a fost realizarea unei strategii de dezvoltare durabilă pentru perioada 2014-2020, care să definească prioritățile și investițiile necesare unei transformări profunde a seculoarei noastre cetăți mușatine. Am creat un program de guvernare locală pragmatic prin elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a municipiului Roman pentru perioada 2014-2020, instrument de bază pentru accesarea fondurilor europene din această perioadă. Astăzi pot afirma că Romanul este un oraș european, cu o identitate definită și apreciată atât în țară cât și în străinătate, așa cum se va putea vedea și în cele ce urmează, ca investiții și activități care au marcat viața familiei romașcane în perioada 2012-2016. Capitolul 1. Investiții majore, motorul celei de-a doua schimbări în profunzime a Romanului. Anul 2012 a fost anul în care s-a efectuat cea mai mare parte a lucrărilor din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, precum și anul începerii unei alte investiții de mare valoare și complexitate, microhidrocentrala pe râul Moldova. În 2013, în domeniul investițiilor, am avut finalizarea două mari și dificile obiective. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, PIDU, și consolidarea blocului de locuințe din strada Nicolae Bălcescu, actual Roman Mușat, numărul 17. În anul 2014, deschiderea fabricii de airbag-uri TRV România Roman ne-a dat speranțe în privința renașterii vechii platforme industriale a municipiului Roman și lansarea unui parc industrial. La 2 ani de la începerea activității, lucrează aici peste 1600 de angajați, devenind așadar cel mai mare angajator din zonă. În prezent, vă informez că se poartă discuții cu alți trei mari investitori. Doi din aceștia urmând să-și deschidă noile obiective în Roman, chiar până la finalul anului 2016. În anul 2014 am avut bucuria
de a inaugura împreună cu romașcanii, cu echipa administrativă, cu Consiliul Local, un proiect ambițios a cărui idee a apărut în primul an de mandat ca primar, respectiv proiectul microhidrocentralei pe râul Moldova, municipalitatea fiind în momentul de față licențiată, autorizată să producă energie electrică. O altă veste bună în anul 2014 a fost aceea că după mulți ani de așteptare, în care nu au fost disponibile surse de finanțare de la nivel guvernamental pentru finalizarea lucrărilor la corpul B al Colegiului Național Roman Vodă, finanțarea acestui proiect s-a reușit prin accesarea unui proiect, un program european. În anul 2015, finalizarea ștrandului și deschiderea complexului sportiv și de agreme Moldova au fost pentru locuitorii municipiului Roman cele mai așteptate și apreciate momente generate de investițiile administrației publice locale. Așadar, după cum ați văzut și am prezentat, în fiecare an, printr-o bună selecție a proiectelor, s-a urmărit atragere de resurse financiare de la bugetul județean și național, precum și din fonduri europene. În anul 2015, municipiul Roman a putut utiliza pe lângă resursele investiționale locale și sume atrase de 5,9 milioane lei. S-a cofinanțat de la bugetul județean cu 1,1 milioane lei reabilitarea bibliotecii municipale. Cu bugetul de stat, de la bugetul de stat de la Guvernul României, cu 2,9 milioane de lei investiția modernizarea artera Roman-Est. Iar din fonduri europene 1,9 milioane lei pentru consolidarea și reabilitarea Colegiului Național Roman Vodă Corpul B. Planul integrat de dezvoltare urbană PIDU s-a finalizat în anul 2013 și reprezintă cea mai mare finanțare atrasă de administrația locală în exercițiul bugetar european 2007-2013 și cea mai complexă investiție desfășurată din municipalitate după 1990. Lucrările au vizat modernizarea de lângă Hotelul Roman a modulelor 1 și 4 din pietonalul Ștefan cel Mare și a 30 de străzi din municipiu. Finalizarea planului a însemnat 9.859 metri de stradă modernizată, amenajarea a 8.920 metri pătrați de parcări, 36.729 de metri pătrați de trotuare și aproape 3.000 de metri de liniar de canalizare. De asemenea, s-a reabilitat zona istorică a străzii Ștefan cel Mare, municipiul Roman fiind singurul oraș din Moldova care a încheiat la termen în 2013 planul integrat de dezvoltare urbană, deși mai multe alte municipii au beneficiat de astfel de programe în Moldova, Romanul a fost singurul care s-a încadrat în finalizare și fără penalități a acestui proiect. Așa cum spunea, microhidrocentrala pe râul Moldova este a doua din cele mai mari investiții derulate în Roman după 1990. Lucrările au început în 2012 și s-au finalizat în 2014. Ea are dublu rol. Furnizarea energiei electrice necesară a iluminatului public și clădirilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Roman și cel secundar, dar la fel de important, regularizarea râului Moldova și crearea unui lac ce va constitui în viitor o nouă bază de agrement. De altfel, n-aș vrea să devoalez surpriza. Probabil chiar din această vară romașcanii vor avea o mare surpriză. Un loc de promenadă acvatic. Acvatic, nu terestru. Și mă opresc aici. Sper ca în luna iunie să pot vorbi mai mult despre acest lucru. Așa cum vă spuneam, reamintesc că cele două turbine ce echipează centrala hidroenergetică sunt cele mai noi și moderne dintre modelele care se produc pe plan mondial, Japonia având în momentul de față peste 25 de puncte în care dorește să amplaseze astfel de hidrocentrale cu astfel de turbine. Vă informez că finanțarea a fost asigurată aproape în totalitate, adică mai precis 98% din fonduri europene. Iar începând din martie 2015, municipiul Roman a început să-și producă energia electrică necesară iluminatului public. O veste bună a anului 2012 a fost finalizarea blocului de locuințe sociale din Alea Revoluției numărul 11. Obiectivul a constat în construirea a două segmente de bloc de câte 20 de apartamente fiecare. Aici 20 de familii au intrat în casă nouă la începutul lunii decembrie 2012, în urma repartizării locuințelor, și alte 20 de familii au primit cheile unei locuințe luna martie anului 2013.
La începutul lunii mai 2012 au fost înmânate mai multor familii de tineri cheile celor 60 de apartamente de la cele 3 blocuri ANL din zona Vasile Lupu. După primii 4 ani de mandat am reușit să asigurăm 160 de locuințe pentru tineri, respectiv 8 blocuri noi de tip ANL, fiind cea mai bună performanță în această direcție a unei administrații romașcane după 1990. Consolidarea blocului de locuințe din strada Nicolae Titulescu, numărul 3, actual Roma Mușat 17, cunoscut romașcanilor și ca blocul Cubulina, a fost cea mai nevoiasă lucrare realizată în municipiul roman după 1990. Deosebit de dificil atât de punct de vedere tehnic, întrucât pe parcursul derulării ei au fost 3 soluții diferite pentru consolidare, de 3 ori s-a schimbat proiectul, cât și prin prisma marilor probleme organizatorice ce au necesitat schimbarea executantului și a subcontractanților acestuia. După 5 ani de la începerea efectivă a lucrărilor, cele 44 de apartamente ale acestui bloc au fost redate proprietarilor în octombrie 2013. O altă investiție majoră a anului 2012 a constat în începerea renovării, consolidării și modernizării sediului Bibliotecii Municipale, clădirea aflată pe lista monumentelor istorice sub denumirea de Casa Ioachim. Lucrările pentru reparația capitală a Bibliotecii Municipale George Radu Melidon au fost câștigate de Asociația Sece Comba SRL Roma și Sece Imsat Neamț SRL pentru suma de 3,96 milioane lei. În anul 2015, principalele etape în reabilitarea și modernizarea acestui imobil, cu valoare arhitectonică deosebită, au fost parcurse, iar ultimele lucrări de refacere a picturii și a pardoselilor erau în curs de execuție. Mobilierul nou a fost deja achiziționat și urmează ca până la sfârșitul primului semestru anului 2016, de fapt v-am și anunțat data, 26 mai, activitatea să fie reluată de Biblioteca Municipală în Casa Ioachim. O preocupare constantă în cei 4 ani de mandat a fost legat de extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canal în municipiu. În zona în care s-au efectuat lucrările din cadrul PIDU, s-au finanțat din bugetul local un alt proiect numit PIDU Complementar, reabilitare rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră, întrucât acest gen de reabilitări nu erau eligibile din fonduri europene. Prin licitație s-a încheiat un contract, lucrările având drept antreprenor general Sece Vlanda Company, care i s-a achitat pentru lucrările efectuate suma de aproape 2,4 milioane de lei. Începând cu anul 2012, extinderea rețelelor de apă și a rețelelor de canalizare a făcut și obiectul unui program multianual derulat în colaborarea cu administrația Fondului de Mediu, care a achitat 75% din costuri și care, de la finalizare, în anul 2014, asigură apă potabilă pe toate străzile din cartierul Nicolae Bălcescu, precum și apă potabilă și canalizare în ansamblul Islazului Primăverii. În anul 2012 s-au efectuat lucrări pentru 4.000 de metri liniari de conductă de distribuție apă și circa 1.500 metri liniari de branșamente pe străzile Mărului, Mihai Viteazu, Primăverii, Islazului. Pe parcursul anului 2013 s-au realizat lucrări pentru rețele de apă pe străzile Ciocârliei, Ogniței, Lupeni, Pescarelor, Urzicii, Tinosului, Cărămidăriei, Prundului, Salciei, Zebrei, Cornului, Morțun, Meșteșugarelor, Mierlei, Otilia Cazimir, Max Blecher, cu o lungime de conducte de aproape 7.000 de metri liniari. La finalizarea lucrărilor la data de 1 octombrie 2014, erau realizați 11.540 de metri liniari de rețea de apă potabilă și aproape 3.000 de metri liniari de rețea de canalizare menajeră pe 32 de străzi din municipiul Roman. Executantul lucrărilor a fost Sece Hidroterme SA Roman, în baza unui contract în valoare de aproape 27 de miliarde 500 de milioane de lei vechi. Pe 18 septembrie 2013 a fost semnat contractul de lucrări extinderea rețelelor de canalizare în Roman, parte componentă a proiectului major, extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț, gestionat de Sece Apa Serv și Consiliul Județean. În municipiul Roman s-a realizat extinderea rețelei de canalizare cu aproximativ 15 km pe 34 de străzi. S-au construit 13 stații de pompare ape uzate și s-a făcut conectarea acestora la sistemul de monitorizare SCADA. În cursul anului 2013
Au început și lucrările de execuție în cadrul proiectului cu fonduri europene, extinderea și modernizarea stației de depurare a apelor uzate din Roman. La ora actuală, Romanul fiind singurul oraș din județ care are cea mai modernă stație de depurare cu toate treptele modernizate. Lucrările acestui obiectiv vor fi finalizate în primul semestru al acestui an. Cartierele Nicolae Bălcescu și Petru Rareș vor beneficia și ele astfel de serviciu de canalizare ape menajere și astfel, exceptând rețeaua de gaze naturale, Romanul dispune de echipare cu rețele de utilități în toate zonele municipiului Roman. Ne propunem în cartierul Petru Rareș schimbarea rețelei vechi în Suceava Avrameancu și ne propunem într-o perioadă ulterioară extinderea rețelei de gaz metan în cartierul Nicolae Bălcescu, acolo unde mai e nevoie. De asemenea, la inițiativa mea, 12 sectoare au fost proiectate pentru a împărți rețeaua de distribuție a apei în municipiul Roman. Din acestea, 10 pot izola în momentul de față întreruperea furnizării serviciului de alimentare cu apă pe zone restrânse, astfel încât să nu mai fie oprită apa în tot municipiul în cazul unei avarii. Celelalte 2 nu s-au finalizat și datorită faptului că s-a mișcat mai greu apa servu, iar ulterior nu le-a mai permis noi să spargă străzile din PIDU, străzile modernizate prin fonduri europene. Dar 10 sectoare deja sunt funcționale. Am stabilit că atunci când va apărea o avarie sau o problemă, atunci să se intervină și pentru rezolvarea acestei probleme, ca să nu intervenim violent asupra stratului rutier. În anul 2014 a fost început obiectivul parcarea publică etajată la piața centrală, lucrările de amenajare fiind câștigate de societățile romașcane Modern Construct și Contact Steel. S-au efectuat lucrări de deviere a conductelor de gaze naturale, lucrări de infrastructură, lucrări de canalizare și lucrări de suprastructură. Mulți spuneau atunci că nu se știe dacă ar fi trebuit făcută. Ba da, trebuia făcută, pentru că oricum trebuia să deviem conductele. Erau conducte cu probleme, cu coturi care se colmatau. Oricum trebuia să intervenim în subsolul terenului. Și atunci am considerat că prin această lucrare putem dubla numărul de locuri de parcare, dar nu numai dubla, asigurând și condiții civilizate, asigurând și securitate, asigurând siguranță. Pentru că așa ne putem gândi. De ce să ne mutăm dintr-un bordei într-un apartament? Pentru că costă mai mult. Și o să avem de plătit și curent, și apă, și gaz. Și atunci putem trăi într-un bordei în pădure în care nu le avem, că costă mai puțin. Orice ridicare a nivelului de trai presupune și creșterea anumitor costuri. În momentul când avem bicicletă și nu avem mașină, ne costă mai puțin decât după ce ne-am cumpărat mașina. În momentul în care nu avem mobil, ne costă mai puțin decât după ce avem mobil. Dar presupune să ne ridicăm la niște cote de standard comparabile cu cele mondiale, cu cele europene. Deci orice modernizare înseamnă o creștere a nivelului de trai, o creștere a imaginii urbanistice în general. Apreciem că în luna mai, în acest an, această investiție va putea fi pusă la dispoziția publicului. De altfel, eu am fost acolo, sunt câteva lucruri care nu mi-au plăcut și atunci aș fi putut săptămâna asta să inaugurez acest obiectiv. Nu m-am cramponat de acest lucru și am spus să fie făcut așa cum ne dorim cu toții, chiar dacă sunt mici detalii, eu vreau să fie totul foarte bine pus la punct. Așa încât în partea a doua a lunii martie sper să dăm în funcțiune și acest obiectiv. Nu sper, sigur. Alte investiții realizate la piața centrală în cei 4 ani au fost închiderea cu rulouri și uși culisante a zonei de producători, reușind astfel protejarea de intemperia producătorilor și a mărfurilor vândute de aceștia în 2012. Sectorul comercianț din piața centrală a fost extins, s-au achiziționat mese noi care să fie comparabile cu cele din sectorul de producători în 2012. A fost finalizată lucrarea pasaj de trecere, sectorul asociații, PF-uri în piața centrală în 2014. Modernizarea petonalului Ștefan cel Mare, tronsonul 4 și ultimul care a mai rămas din petonal, a început tot în 2014.
având drept executat SC Bacor, Protcom, SRL și SC Rom Urban Construct. Obiectivul necesita lucrări de modernizare și reabilitare, precum și la terasa parterului 1. Dar cele mai spectaculoase transformări ale zonei vor consta în montarea unei scări rulante la capul dinspre Banc Post, crearea unui ecran de apă și a unei zone de anfiteatru în apropierea cecului. În anul 2015 au continuat lucrările, dar executantul SC Bacor a reușit să realizeze lucrări de doar 1 milion de lei, adică 10 miliarde vechi, depășind cu mult termenele asumate prin graficul de execuție. Această situație a impus rezilierea contractului de execuție, lucrările urmând a fi reluate în anul 2016 după o nouă licitație pentru restul de executat. În privința infrastructurii destinate recreierii, anul 2015, așa cum am spus, a însemnat finalizarea lucrărilor la modernizarea strandului municipal. Lucrările au constat în realizarea mai multor obiective, clădirea filtru acces, adică nu e doar ce se vede trei bazine, punct. E vorba de o clădire de filtru acces, toată apa trece prin niște bombe de 3 metri în diametru, vreo 5 la rând, care se prelucrează, se filtrează, se tratează. Trei bazine, un bazin pentru copii, bazin pentru începători, bazin care corespunde cerințelor olimpice, stație de tratare a apei, amenajarea zonei de picnic și agrement în stradul municipal. De asemenea, amplasarea foișoarelor pentru picnic, realizarea de alei pietonale și parcări, refacerea vegetației, crearea de locuri de joacă și recreere, asigurarea iluminatului public și altor facilități în zona de vis-a-vis a strandului municipal. De asemenea, deși lucrările principale s-au derulat în 2014, inaugurarea obiectivului a fost precedată de achiziția de mobilier, umbrele și șezlonguri, dulapuri pentru obiecte personale, realizarea sistemului de acces a instalațiilor video și de sonorizare a surselor secundare de apă în 2015. Capitolul 2. Infrastructură rutieră și parcări. Pentru administrația locală, preocupările vizând modernizarea și întreținerea infrastructurii rutiere s-au concretizat prin finalizarea unor proiecte finanțate din resurse proprii sau din fonduri atrase. Anul 2012 a finalizat lucrările de modernizare a sistemului rutier pe strada Progresului. Contractul a fost ajudecat de SC Star Presele Rel Roman, plătindu-se la final suma de 1,14 milioane lei și a constat în executarea de rețele edilitare, canal colector ape minajere și pluviale în diametru de 250 de mm, în lungime de 200 de metri liniar și conductă de apă de diametru 110 mm în lungime de 180 de metri liniar, precum și sistem rutier nou în lungime de 570 de metri liniar cu o suprafață totală de 4.300 de metri pătrați încadrat pe ambele părți cu trotuare de 1.026 de metri pătrați. Tot în anul 2012 s-a finalizat lucrările de pe strada Ieremia Grigorescu, executat de SC Darcon SRL, cu o valoare de 1,38 milioane de lei, realizându-se sistem rutier nou pe o lungime de 616 metri liniari, în suprafață de 4.545 de metri pătrați, încadrat de 1.118 metri pătrați de trotuare și spații verzi, 566 de metri liniari de conductă pentru alimentare cu apă cu diametru de 110, 552 de metri liniari canalizare menajeră și pulviară cu diametru de 150. Reabilitarea străzii viitorului, înlocuirea 1.309 metri de liniari de bordură, reabilitarea 3.826 metri pătrați de carosabil, 1.228 metri pătrați de trotuare. Lucrările au fost executate de SC Occidental Construct SRL cu o valoare de 483,3 mii lei. Obiectivul modernizare artera Roman-Est a demarat în anul 2013, având finanțarea asigurată în cea mai mare parte prin ordonanța de urgență 28. Modernizarea artera Roman-Est a fost executată până la finalul anului 2015 în proporție de 93% de către SC Imrom S.A. Roman și a cuprins lucrări în valoare de aproape 5,5 milioane lei. Aceasta va fi finalizată în curând, probabil săptămâna viitoare, să avem surpriza. Și a cuprins, așa cum va fi dată folosință traficului rutier în mai. Menționez că finalizarea artera Roman-Est va asigura fluența traficului rutier greu pe direcțiile Vaslui, Suceava sau Vaslui-Iași, evitând așadar zonele dens locuite, Bogdan Dragoș și Mihai Viteazu. Se va evita tranzitarea de asemenea cu mașinile de gunoi a municipiului și a zonelor dens locuite, eliminând crearea unui disconfort cetățenilor atunci când va începe transferul de gunoi către stația de transfer Roman-Cordun. Anul 2013 au început reparațiile capitale și modernizarea bulevardului Nicolae Bălcescu, artera Roman Vest.
Aceasta urmând a fi executată de SC în Romesa, în asociere cu SC Hidrotermesa. În timpul lucrărilor de reparații capitale s-a constatat starea de uzură avansată a conductei de apă, care era toată osită, precum și necesitatea preluării separate apelor meteorice pe acest drum, vechea conductă de canal urmând să transporte doar apele menajere. Aceste lucrări s-au realizat suplimentar proiectului inițial, fiind absolut necesare unei mai bune exploatări a acestui segment rutier. În total, investiția a însumat 8 milioane de lei. A însemnat reabilitarea și lărgirea la 9 metri a sistemului rutier pe întreaga arteră ocolitoare Roman-Vest, pe cei 2,75 km traseului, refacerea trotuarelor, a rețelelor de apă și canalizare menajeră și pluvială de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, cât și extinderea celor 3 rețele pe artera Roman-Vest. Anul 2014, modernizarea străzii Tirului a fost realizată și executată de către SC Occidental Construcțiile Rel Roman în valoare de 669.570 lei cu TVA, vizând modernizarea carosabilului, a trotuarelor, a parcărilor, alimentarea cu apă și sistem de canalizare pe o lungime de aproape 500 de metri. Anul 2015 a încheiat modernizarea străzii Tineretului, fluidizându-se în mare măsură traficul greoi de pe această stradă, datorită prezenței unui număr ridicat de obiective publice. Lucrările efectuate au costat 1,2 milioane lei și au constat în reabilitarea sistemului rutier existent, îmbrăcarea cu dale de beton a trotuarelor și extinderea parcărilor adiacente străzii. Peste 130 de noi locuri de parcare au apărut aici. Întreținerea străzilor. În anul 2012, pentru întreținerea străzilor s-au efectuat plumbări sau covori asfaltice de mici dimensiuni pe aproape toate străzile municipiului. Executantul acestor lucrări, pentru care s-au plătit 1,9 milioane de lei, a fost SC Star Press SRL Roman. În anul 2013, prin contractul întreținerii străzii municipiului Roman, încheiat cu SC Electronus Piaf SRL Roman, Bacău, s-au realizat 42.238 de metri pătrați de suprafață stradală reparată, 81 de cămine și 43 de gaigere ridicate la cotă. Valoarea acestor lucrări a fost de 2.511.340 lei. În anul 2014, în baza contractului cu SC Star Press SRL Roman, s-a reparat o suprafață totală de 70.259 de metri pătrați pe diferite străzi, s-au ridicat în cotă 141 de cămine și 111 gaigere. Valoarea lucrărilor executate a fost de 2,46 milioane lei. În anul 2015, aproape 3 milioane de lei au costat lucrările, dar am schimbat paradigma. Am trecut de la reparații curente sub forme de plombe și covorașe la covoare asfaltice, aproape 75.000 de metri pătrați. Pe străzile cu trafic major, precum Bogdan Dragoș, Bulevardul Republicii, Smirodava, dar și a unor lucrări de plombare, aproape 19.000 de metri pătrați pe rețul străzilor. Cu prilejul acestor lucrări s-au ridicat în cotă 144 de cămine, 209 gaigere și 80 de răsuflători ale rețelei de gaz. Prin serviciile proprii, administrația publică locală a realizat lucrări în vederea întreținerii infrastructurii rutiere a municipiului, în general, trotuare, alei, parcări, suprafețe rutiere dintre blocuri. Spre exemplu, în anul 2014, prin activitatea formației reparații și întreținere drumuri din cadrul serviciului public de gospodărie municipală, s-au aplicat plombări cu mixtură asfaltică rece de tip RD pe 38 de artere rutiere, iar pentru toate lucrările de asfaltare executate în 2014 s-au folosit 1.500 tone de asfalt, acoperindu-se o suprafață de 11.100 de metri pătrați, iar în anul 2015 s-au efectuat plombări cu mixtură asfaltică rece tip RD pe 22 de străzi, plombări cu alte tipuri de mixtură asfaltică pe 33 de străzi, refacere sau amenajare de trotuare pe 20 de străzi, 6 parcări noi, amenajare sau refacere a 31 de alei, 59 de lucrări de readucere la stare inițială sau intervenții la diverse rețele de utilități. Au crescut de asemenea numărul de locuri de parcare rezidențiale, dar și a numărului de parcări publice la nivel de sute. Spre exemplu, în anul 2014, SC Occidental Construct SRL a executat lucrări pentru obiectivul amenajare parcări și intersecții adiacente PIDU, PIDU suplimentar numit de noi, zone identificate ca având nevoie de locuri de parcare, dar care nu au putut fi incluse în finanțarea PIDU-ului, și aceste parcări executate au fost
Parcarea din spatele blocului 6 de la intersecția străzilor Panainte Doni și Alexandru cel Bun. Parcarea din spatele casei de cultură și parțial pe străzile Libertății și Oitus. Parcarea de pe strada Dobrogeanu Gherea pe sectorul cuprins între bulevardul Roma Mușar și strada Mihail Cogălinceanu. Parcarea de pe strada Vasile Alexandrin, apropiată intersecție cu strada Alexandru cel Bun. Parcarea de pe strada Panainte Donici, în fața centrului Romanița. Parcarea din capătul străzii Panainte Donici, în apropierea blocului 2 și 3. În 2014. În 2015, suprafața de parcare amenajată pusă la dispoziția cetățenilor municipiului ca parcări publice sau rezidențiale a fost extinsă prin realizarea unor noi obiective. Parcarea publică dintre clădirile Poștei și Telecom. Parcări rezidențiale în zona intersecției străzilor Panainte Donici și Alexandru cel Bun, în zona străzilor Victor Hugo, Ion Creangă, Constantin Dobrogeanu Gherea, Tudor Vladimirescu, Gloriei. Executanții acestora au fost SC Occidental Construct SRL și respectiv SC Robu Construct SRL, achitându-se celor două firme pentru lucrările executate aproape 700.000 de lei. Capitolul 3. Infrastructură educațională, sportivă și de sănătate. O prioritate investițională pentru municipalitate în mandatul meu a constituit o modernizare a infrastructurii educaționale și dezvoltarea infrastructurii sportive destinată tinerilor. Cu fonduri atrase de la Compania Națională de Investiții, în anul 2012 s-au realizat două obiective importante, mai ales pentru copii și tinerii acestui municipiu, bazinul de înolt și sala de sport de la Colegiul Tehnic Miron Costin. În același an, pentru tineri, în zona sălii sporturilor, s-a realizat un teren cu nocturnă, cu gazon sintetic pentru mini-fotbal, care, în afara suprafeței de 1032 de metri pătrați, este dotat, așa cum am spus, cu nocturnă, cu bănci pentru sportivi, cu tribună pentru spectatori și împrejmuire. Cu fonduri ale Ministerului Educației, în anul 2012, am finalizat lucrările de reabilitare la Corpul A, la Colegiul Național Roman Vodă. O clădire monument, o clădire frumoasă, de care sunt legat pentru că aici am învățat și eu. Bugetul local a contribuit cu aproape 350.000 de lei la această lucrare, pentru înlocuirea unor branșamente la utilități și pentru construirea unei centrale termice. Investiția europeană prin minister a fost doar pe corpul de clădire. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea Colegiului Național Roman Vodă, corpul B, a fost unul dintre cele mai importante obiective de investiții începute în 2014. Această investiție a fost posibilă ca urmare a câștigării finanțării necesare prin proiectul depus de către Primăria Municipiului Roman pentru Colegiul Național Roman Vodă, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară 3, îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Proiectul vizează finalizarea consolidării corpului B, lucrări de finisaje, înlocuirea tâmplării interioare și exterioare, înlocuirea instalațiilor sanitare și electrice. Totodată vom trece de la încălzirea cu sobe cu gaz, așa cum a fost și în corpul A de la Roman Vodă, în corpul B de la Petru Poni și aici, în corpul B de la Roman Vodă, la încălzire în sistem centralizat. Va fi înlocuit acoperișul, vor fi refăcute branșamente și racorduri la utilități. În anul 2015, lucrările la obiectiv au întâmpinat o dificultate majoră, neprevăzută, datorită constatării pierderii capacității portante a terenului de fundare în zona curții interioare la tronsoanele 2 și 3. Acest lucru, precum și umezirea excesivă a solului, a terminat încetinirea lucrărilor prevăzute în proiect și a impus găsirea unei soluții pentru îmbunătățirea capacității portante și a depărtării umezelii în zona afectată de subfundația clădirii. Astfel, prin metoda electrosilicalizării, zona afectată a fost readusă la parametrii necesari susținerii clădirii, dar au apărut noi costuri și o întârziere a proiectului cu aproape 6 luni. Această investiție la care lucrează SC Construcții 1 Iași și SC Combas Roman urmează a se finaliza la sfârșitul semestrului 1 al anului 2016. De asemenea, tot prin Ministerul Educației cu fonduri europene a fost modernizată în totalitate școala Alexandru Ioan Cuza, o unitate școlară de excepție prin modernizările care s-au făcut acolo, de asemenea și școala Vasile Alexandrii, școala Mihai Eminescu, liceul tehnologic Vasile Saf. Subliniez faptul că baza materială a rețelei școlare a municipiului a beneficiat de investiții importante în cursul anului 2015, cele mai importante lucrări vizând, așa cum v-am spus, Colegiul Național Roman Vodă, corpul B, realizarea acoperișului tip șarpantă cu învelitoare din tablă la școala Vasile Alexandrii, reparații capitale la acoperișul școlii Calistrat Hogaș. Acoperișul tip terasă de la corpul nou al școlii Vasile Alexandrii necesita mereu reparații.
așa încât am propus să schimbăm cu un acoperiș tip șarpantă, cu învelitoare din tablă tip țiglă, lucrările fiind executate de către SC Petrina Construct Roman și însumând 360.000 de lei. Tot la clădirile rețelei școlare s-au executat și următoarele lucrări. Reparații capitale la acoperiș, clădire Corp A, școala Carol I din cartierul Nicolae Bălcescu, 140.000 de lei. Reparații acoperiș la grădinița numărul 2, 26.000 de lei. Reparații învelitoare Colegiul Tehnic Miron Costin, 30.000 lei. Modernizare instalații încălzire și centrală termic la Colegiul Tehnic Petru Poni, 125.000 de lei. Reparații capitale la acoperiș școala Calistrat Hogaș, 230.000 de lei. De asemenea, tot în anul 2015 au fost reabilitate terenurile bituminate de sport de la Colegiul Național Roman Vodă, Colegiul Tehnic Miron Costin, Colegiul Tehnic Danubiana, Colegiul Tehnic Vasile Sav. Lucrările au vizat o suprafață de 3.800 de metri pătrați, au costat 260.000 de lei și au fost executate de către SC Star Prest Roman în cadrul contractului întreținere străzi, alei, parcări, terenuri. De asemenea, o altă prioritate investițională pentru mine are fost infrastructura de sănătate. În perioada 2012-2016 au fost modernizate aproape toate secțiile spitalului. ATI, boli infecțioase, cardiologie, chirurgie, chirurgie infantilă, dermatologie, obstetrică, ginecologie, medicină internă, neurologie, neonatologie, oftalmologie, oncologie, ortopedie, pediatrie, pneumologie, psihiatrie. Reparațiile pe an și pe sume sunt următoarele. În 2012, reparații capitale la clădirea Spitalului Nou și reparații capitale la corpul de clădire pediatrie. Lucrările au fost în total în valoare de 6 miliarde 300 de milioane de lei. În anul 2013 au continuat lucrările capitale la psihiatrie plus șarpantă, reparații capitale la pediatrie, reparații capitale în locuire ascensoare, lucrări de aproape 4 miliarde 800 de milioane de lei. Anul 2014, de asemenea, au continuat reparațiile capitale la pediatrie, la corpul de clădire Spital Nou, lucrări în valoare de 4 miliarde și jumătate de lei. Anul 2015, când am și finalizat reparațiile capitale la pediatrie, reparații capitale la psihiatrie, locația nouă, integral, reabilitare, modernizare și șarpantă, pe care o vom inaugura în curând, și reparații capitale la corpurile de clădire a Spitalului Nou, A, B și C, lucrări de aproape 8 miliarde 200 de milioane. Anul 2016, realizare rezervă de apă, 1 miliard 300 de milioane. În total, în acești 4 ani, lucrări de reparații capitale și investiții, aproape 25 de miliarde de lei. Dotări cu aparatură, din care amintim cele mai semnificative. În anul 2012, ecograf Doppler, masă operații ginecologie, electrocauter, în valoare de peste 10 miliarde de lei. Anul 2013, masă operație, defibrilator, monitoare pacienți, de peste 10 miliarde de lei. Anul 2014, aparat de anestezie, monitor pacienți, paturi, aparat de ventilație, de aproape 11 miliarde de lei. Anul 2015, aparat röntgen, ecograf, sistem videoscopie, incubatoare, mese de operație, de aproape 17 miliarde de lei. Anul 2016, cel în curs, paturi pentru spital, aparat radiologie complet digital, peste 13 miliarde de lei. Total, în cei 4 ani, 61 de miliarde 444 de milioane din fonduri ale spitalului, ale primăriei, ale Consiliului Județean și ale Ministerului Sănătății, fonduri atrase. Deci, în total, putem vorbi de aproape 90 de miliarde de lei care s-au băgat în acest spital, care, așa cum era apreciat de președinta Consiliului Județean, ca fiind cel mai modern, cel mai bine pus la punct spital din județ, a atins un nivel cu totul deosebit aici, în centrul Moldovei. De asemenea, în 2014
A fost modernizată și parcarea spitalului cu sistem de control acces, care a costat peste 10 miliarde de lei. Vă informez de asemenea că în Roman funcționează două centre de permanență în spațiile primăriei, pentru care primăria asigură utilități și bază materială, în Antompan și în Bogdan Dragoș. Ceea ce cred că întregește un sistem bine pus la punct medical în municipiul Roman și pentru care ne dorim ridicarea la cote din ce în ce mai înalte an de an. Capitolul 4. Relația primar-cetățeni. O preocupare constantă a conducerii administrației locale a fost cea a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite cetățenilor, creșterea profesionalismului angajaților și dezvoltarea unui dialog permanent și constructiv cu cetățenii. De altfel, prin birou unic pe care l-am înființat în primii ani ai primului mandat, și-a consolidat acest birou unic în toți acești ani postura de principală interfață a instituției în relația cu publicul care apelează la serviciile primăriei. S-a asigurat așadar consilierea cetățenilor în vederea constituirii și depunerii dosarelor pentru locuințe sociale și locuințe construite din fonduri ANL, completarea și evidența acestor dosare, întocmirea dispozițiilor de atribuire și a repartițiilor către cei aflați pe lista de priorități, cât și interfața cu agenții economici și persoanele fizice autorizate care desfășoară activități economice în vederea actualizării dosarelor necesare autorizării. Anual s-a discutat cu peste 2000 de persoane prin birou unic, dintre care o parte au primit lămuriri, clarificări sau soluții pe loc, iar altele au fost îndrumate către directorii din primărie pentru consultații sau către alte instituții cu competență în soluționarea problemelor ridicate. În fiecare an au fost înscrise în audiență la primarul municipiului Roman între 350 și 400 de persoane. Am discutat cu fiecare cetățean problemele sau sugestiile transmise. În anul 2013, romașcanilor aflați în dificultate din punct de vedere social, li s-a asigurat la nivelul administrației locale pârghiile necesare pentru ca aceștia să beneficieze de ajutorul oferit de legislația locală sau națională. Conform unei hotărâri de Consiliu prin Direcția de Asistență Socială s-au distribuit etichete sociale către 6750 de beneficiari pentru achiziționare de alimente de bază și medicamente, iar alți 5224 de romașcani au primit ajutoare alimentare din stocurile de intervenții comunitare. În anul 2014, prin Direcția de Asistență Socială s-au întocmit 372 de dosare pentru acordarea în condițiile legii ajutoarelor de urgență familiilor aflate în situații deosebite. Și ca urmare a unei hotărâri de Consiliu s-au distribuit trimestrial tichete sociale la peste 3300 de romașcani pentru achiziționarea de alimente de bază și medicamente. La Direcția de Impozite și Taxe Locale s-au primit 484 de cereri de reducere cu 50% a impozitelor conform hotărârii 156, toate rezolvându-se favorabil, reducerea fiind de aproape 31.000 de lei. S-au primit alte 235 de cereri de scutire pentru persoane încadrate în gradul 1 de invaliditate cu handicap accentuat sau grav conform legii 571. În anul 2015, prin Direcția de Asistență Socială, s-au acordat 244 de ajutoare de urgență familiilor aflate în situații deosebite. S-au distribuit în baza hotărârii Consiliului 32 tichete sociale către 2871 de persoane. S-au distribuit 12.518 pachete cu ajutoare comunitare conform hotărârii Guvern 799 privind implementarea programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate 2014. De asemenea, Direcția Impozite și Taxe a primit 532 de cereri de reducere a impozitelor cu 50% conform hotărârii de Consiliu Local 170, toate rezolvându-se favorabil, valoarea totală a acestor reduceri fiind de 33.432 de lei. De asemenea, 302 cereri de scutire pentru persoanele încadrate în gradul 1 de invaliditate cu handicap accentuat sau grav s-au rezolvat favorabil. O componentă importantă a hotărârii de Guvern 1221 din 2011 pentru aprobarea strategiei României, Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2012-2020, o reprezintă parteneriatul permanent cu administrația publică și societatea civilă. Astfel, administrația locală a inițiat constituirea grupului de inițiativă locală și a eliberat proiectul pentru hotărârea de Consiliul Local 106 din 2012, prin care s-a aprobat constituirea grupului de lucru local și regulamentului de funcționare a grupului de lucru pentru
asigurarea implementării strategiei Guvernului de Incluziune a cetățenilor aparținând minorității rome. În anul 2013 a fost elaborat și planul local de măsuri pentru implementarea strategiei Guvernului României de Incluziune Socială a cetățenilor români de etnie romă. Am derulat o serie de activități menite să sprijine cetățenii de etnie romă să intre în legalitate cu documentele de identitate sau cele de stare civilă. Astfel, în anul 2014, Biroul de Stare Civilă a eliberat un număr de 47 de acte de stare civilă, 37 de naștere, 11 de căsătorie și 2 de deces, pentru persoane care n-au mai avut contact cu actele de stare civilă. Iar în cursul anului 2014 a eliberat în total 129 de acte de stare civilă pentru cetățeni de etnie romă, 93 de certificate de naștere, 27 de căsătorie și 9 de deces. De asemenea, Biroul Evidența Persoanei a pus în legalitate în cursul anului 2015 356 de persoane de etnie romă, iar Biroul de Stare Civilă a eliberat 128 de acte de stare civilă pentru cetățenii de etnie romă, 83 de naștere, 24 de căsătorii și 21 de deces. Pentru a avea o imagine cât mai fidelă în privința vieții de zi cu zi și a problemelor care se confruntă comunitatea, în diferite zone sau cartiere ale municipiului, am asigurat prezența inspectorilor compartimentului Asociației de Proprietari la adunările generale ale asociațiilor de proprietari, totodată fiind acordată îndrumare pentru respectarea cadrului legal de desfășurare a acestora. S-au întocmit și înaintat conducerii primăriei rapoarte cu privire la problemele din zonele arondate pentru fiecare asociație de proprietari. În anul 2014 s-a elaborat și transmis către fiecare asociație de proprietari din municipiu un ghid pentru organizarea și desfășurarea activităților dintr-o asociație conform legislației în vigoare cu privire la situația soldurilor elementelor de activ și de pasiv, convocarea și pregătirea adunării generale a proprietarilor, precum și documente pentru corecta gestionare a activității asociațiilor de proprietari. Am asigurat sprijin și mediere în perioada 2014-2015 pentru 10 asociații de proprietari care erau în pasul debranșării de la rețeaua de apă, ca urmare a unei solicitări primite de la Compania Județeană a Paserv. Am evitat astfel debranșarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă a tuturor punctelor de consum din respectivele asociații. În 12 iunie 2013, primăria a obținut certificatul SRAC și certificatul internațional IQNET, care atestă că activitatea desfășurată respectă condițiile de calitate prin standardul ISO 9001/2008. În anul 2014 s-a asigurat menținerea și funcționarea sistemului de management al calității din primăria municipiului Roman, conform cerințelor referențialului internațional SREN ISO 9001 și armonizarea acestuia cu cerințele sistemului de control intern managerial. Echipa de auditor SRAC a confirmat prin raportul de audit din 13 februarie 2014 că sistemul de management aplicat în primăria municipiului Roman este funcțional și unul din cele mai performante din țară. Primăria municipiului Roman, ca beneficiar al proiectului de consultanță politice anticorupție pentru cetățean într-o administrație responsabilă, proiect implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în parteneria cu Direcția Generală Anticorupție și Asociația pentru Implementarea Democrației, a pus în practică măsurile interne de prevenire a corupției, precum și de instruirea personalului cu atribuții în domeniul integrității, transparenței, prevenirii și combaterii corupției în administrația publică. Un alt eveniment important al municipalității în relația cu cetățenii în anul 2015 a fost cel de a dezvolta mentalitatea participativă a membrilor comunității locale prin implicarea acestora în evaluarea și modernizarea activităților administrative, dar și în multiple dezbateri publice. În 2015, un proces de sondare a opiniei publice în vederea aprecierii serviciilor oferite de administrația publică locală și a creșterii calității acestora, cu respectarea cerințelor documentate de sistemul de management al calității ISO 9001, Strategia Națională a Anticorupției 2012-2015 și sistemul de control intermanagerial, a emis un chestionar de evaluare a satisfacției cetățenilor și care a fost postat electronic la începutul anului pe site-ul primăriei, unde a fost accesat și completat atât online, dar și în mod clasic, tipărit, prin birou unic. Astfel, în anul 2015 au participat la acest sondaj 253 de respondenți. 70% dintre respondenți s-au declarat mulțumiți și foarte mulțumiți de serviciile primăriei municipiului Roman și de relația cu primarul municipiului Roman. Iar din modul de completare al chestionarilor a rezultat că cetățeanul este mulțumit pentru că a fost consultat și a avut prilejul să-și exprime nemulțumirile sau propunerile și sugestiile. Pentru noi, chestionarul s-a dovedit un instrument de sprijinire a procesului decizional în sensul modelării și adaptării soluțiilor la noile nevoi ale societății. Capitolul 5. Romanul Oraș Verde.
În acești ani, administrația locală și-a continuat rolul de a iniția și promova activități și proiecte cu caracter ecologist, să stimuleze voluntariatul și să formeze generației tinere un spirit a unei educații proactive față de ocrotirea mediului înconjurător. Am implicat administrația publică locală în numeroase proiecte ecologiste, dovadă stând colaborările cu instituțiile publice, cu agenții economici, cu unitățile de învățământ și implicările cetățenilor în inițiativele ecologice derulate în Roman. Mulțumesc pe această cale tuturor voluntarilor și partenerilor noștri din cadrul proiectelor de mediu desfășurate în Roman în acești 4 ani de mandat. În anul 2012, Romanul a participat la cele 2 campanii de colectare a deșeurilor electrice și electronice, realizate în parteneriat cu Asociația Rorec, sub sloganul "Locul deșeurilor nu este în casă, trimite-le la plimbare", în cadrul cărora au fost colectate și predate spre reciclare 8.709 kg de deșeuri. De asemenea, au fost apelate în mai multe rânduri la nivel național, în cadrul primei ediții a competiției naționale Orașul Reciclării din anul 2013, organizată de Ecoroman Ambalaje Roman, București, municipiul Roman a primit premiul de excelență la categoria linia 1. În cadrul ediției a 2-a 2014 a fost răsplătit prin obținerea titlului de luptător, iar în ediția a 3-a 2015 orașul nostru a primit premiul special pentru implicarea în acțiuni de conștientizare a populației prin campanii de informare și promovare în presă. Romanul a participat în acești ani și la o serie de evenimente cu caracterul ecologist derulate la nivel internațional. În anul 2012, campania Let's Do It Romania, 450 de voluntari au colectat peste 400 de saci cu deșeuri municipale. Iar la cea de-a treia campanie Let's Do It Romania, în anul 2013, 550 de voluntari au colectat peste 300 de saci cu deșeuri municipale. Operatorii economici au răspuns pozitiv și constant la sprijinirea în realizarea diverselor activități ecologice inițiate și coordonate de Primăria Municipiului Roman. În cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului în 2014, Primăria Roman în parteneriat cu Societatea Comercială Odlo SRL Roman a efectuat salubrizarea malului stâng al râului Moldova prin acțiunea de voluntariat a angajaților acestui agent economic. Le mulțumesc pe această cale pentru implicare și pentru acțiunea pe care o au promovată și pe care o vor face în luna mai în Parcul Municipal. De altfel, pe parcursul anului 2013, implicarea tinerilor romașcani și a primăriei în activitățile cu caracter ecologic a fost remarcată și premiată la nivel național. Cu proiectul Ecopatrula Școlară, municipiul Roman a fost nominalizat în calitate de finalist la Gala Națională a Voluntarilor de 2013. Pentru al 3-lea an consecutiv și a câștigat pentru prima dată marele premiu la secțiunea proiectului de voluntariat al anului în domeniul protecției mediului și animalelor. Romașcani de toate vârstele au participat la edițiile anuale ale campaniei internaționale Ora Pământului și la edițiile anuale de activități recreative în aer liber din cadrul Săptămânii Europene a Mobilității. În anul 2014, 2 acțiuni pe care le-am inițiat în primul meu mandat de primar, desfășurate în perioada martie-aprilie, au ajuns la edițiile cu numărul 5. Curățenia de primăvară începe cu Noi pentru Noi, concurs local pentru încurajarea cetățenilor să întrețină în bune condiții spațiile publice, și Luna Pădurii, acțiunii de voluntariat constând în amenajarea de plantații. În anul amintit, în zona Strand Roman, dig râul Moldova, drumul județean 207A POCFR și peste râul Moldova, digul Siret și alimente stradale din cinta instituțiilor de învățământ și a părculeților au fost plantați peste 10.000 de puieți. În cadrul campaniei Luna Pădurii în 2012 s-a realizat o perdea de protecție la Casa Bunicilor, unde au fost plantați circa 500 de puieți. Iar în cadrul campaniei din 2013 s-a realizat plantarea de puieți în zona ștrandului municipiului și a cartierului ANL 2 Vasile Lupu, în incinta instituțiilor de învățământ, și s-a refăcut plantația din zona căminului Colegiului Tehnic Miron Costin, fiind plantați peste 1.000 de puieți. Prin forțe proprii s-a efectuat întreținerea altor zone unde au fost plantați 1.600 de arbori din speciile mesteacăn, paltin, frasin, tei, molit, magnolie sau castan. Pe alimente stradale cum ar fi Ștefan cel Mare, Bulevardul Republicii, Alexandru cel Bun, Smirodava, Ecaterina, Teodoroiu, Mihai Viteazul, Roman, Mușat, Eternității, Victor Hugo, Suceava, Bogdan Dragoș. Acțiuni de plantare au fost realizate și în anul 2014, în parteneriat cu Mix Music Evo, în Parcul Municipal din Roman, sub sloganul "Artiștii spun verde pentru România". În primăvara anului 2015 au fost plantați 500 de tei, 150 de tuia, 300 de paltini, 100 de castan, 300 de frasin, 100 de sălci pe Bulevardul Republicii, străzile Anton Pan, Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare, Chimiei, Suceava, Victor Hugo, Alexandru cel Bun, Eternității, Aleea Revoluției, Vlad Țepeș, alimentul la E85 în Strand.
În zona podul de fier, malul stâng al râului Moldova, pentru un proiect al administrației fondului de mediu, îmbunătățirea calității mediului prin îmbunătățirea terenurilor agricole degradate, pe o suprafață de un hectar s-au plantat 5.000 de poezi de salcâm. Cu privire la spațiile verzi modernizate în municipiu, menționez că florile de vară și de toamnă, începând cu anul 2014, au fost produse în serile primăriei, obiectiv care, prin punerea în funcțiune, a redus o parte din cheltuielile cu achiziționarea materialului floricol. Și, de asemenea, s-a terminat cu speculațiile afacerea Panseluța, care în foarte multe orașe au fost în dezbatere publică, iată că noi le producem singuri. În primăvara anului 2014 am plantat din producție proprie 25.000 de fire de pansele, în vară 12.000 de flori anuale, iar în toamnă 9.000 de fire de crizanteme. În anul 2015 s-a produs material floricol cu care au fost ornate diferite zone din oraș, fiind produse 32.000 de fire de pansele, petunia, begonia, muscățel și crizanteme. De asemenea, în parcul municipal, din anul 2012 s-a amenajat o microexpoziție cu păsări și animale, astfel încât copiii și nu numai ei se poată bucura de natură și de o parte a faunei. În anul 2015, municipiul a câștigat concursul de selecție și a fost inclus în cadrul proiectului Oraș Verzi, Regiuni Verzi, implementat în perioada aprilie 2015-martie 2017 de Fundația Terra Millennium 3 împreună cu partenerii săi, Asociația Municipiilor din România, Rețeaua R20 din Elveția și Guvernul Elveției, printr-un grant asigurat de Guvernul Elveției. Municipiul Roman a obținut de altfel punctajul cel mai mare în cadrul competiției, clasându-se pe locul întâi, urmat fiind de municipii ca Focșani, Alba Iulia, Făgăraș, Botoșani, Oradea, Brăila și Gheorgheni. La invitația Comisiei Europene am participat la prima ceremonie comună a Convenției Primarilor și a Inițiativei Adaptarea Primarilor, municipiul nostru fiind reprezentant pentru prima dată la acest nivel al Uniunii Europene. Ceremonia a marcat lansarea unui nou pact al primarilor care a stabilit un nou obiectiv de reducerea cu cel puțin 40% a emisiilor de CO2 până în 2030 și a stabilit pilonii de atenuare și de adaptare prin integrarea pactului primarilor la mișcarea adaptarea primarilor. Pentru toate aceste realizări amintite, le mulțumesc tuturor voluntarilor, instituțiilor, organizațiilor și partenerilor care au răspuns într-un număr mare la aceste inițiative ale noastre și sper ca implicarea civică să rămână și o trăsătură de referință a familiei romașcane. Capitolul 6. Romanul oraș cu identitate europeană. Rolul social-cultural al municipalității s-a manifestat în fiecare an, prin participare directă sau ca partener la o serie de evenimente culturale definitorii pentru identitatea națională sau locală. Primăria municipiului Roman a organizat o serie de acțiuni și evenimente în colaborare cu Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Muzeul de Științele Naturii, Biblioteca Municipală George Radu Melidon, Școala de Artă Sergiu Celibidache, Clubul Copiilor, Casa de Cultură, Orchestra Moldova din Roman, Ansamblu de Dansuri Populare Cununa Moldovei, Consiliul Județean Neamț, Centrul pe Cultură și Arte Carmen Seculare, Ansamblu Floricică de la Munte din Piatra Neamț, Societatea Culturală Clepsidra, Universitatea de Arte George Enescu din Iași, Radio Iași, Asociația Dezvoltare Intercomunitară Roman Metropolitan, Academia Petru Tocănel, Ansamblu de Dansuri Populare Plai Moldovenesc din Roman, dar și cu instituțiile de cult și unitățile de învățământ romașcane. Tuturor le mulțumesc pentru implicare și devotamentul demonstrat față de comunitatea locală. Pentru o informare cât mai promptă a cetățenilor cu privire la activități, evenimente și deciziile administrației publice locale, în luna decembrie 2014 a fost lansată în rețeaua de socializare Facebook pagina oficială a instituției romașcane Primăria Municipiului Roman. Zilele Municipiului Roman, desfășurată în perioada 14 mai-21 mai, a devenit un brand și reprezintă un veritabil vehicul de afirmare pe plan regional, național și internațional a marii familii romașcane. De altfel, în ediția din 2012, pe lângă activitățile consacrate, semnarea pactului de amiciție cu delegația din Diligean, Armenia, a fost și concertul unic pentru Roman, susținut de mezzo-soprana Eva Mabellini și soprana Francesca Fedeli din Italia, împreună cu quartetul clasic festiv de la Universitatea de Arte George Enescu din Iași. Ziua municipiului Roman, între 15 și 21 mai din 2013, a cuprins o serie de manifestări dedicate Galei Excelenței Romașcane, premierea cetățenilor de onoare, Ziua Diplomației Romașcane, a adus semnarea documentelor înfrățirii municipiului Roman cu orașul Ștefan Vodă din Republica Moldova. Cu ocazia Zilei Tineretului Romașcane, elevii și profesorii coordonatori, care au obținut rezultate meritorii la faza finală a olimpiadelor și concursurilor naționale și internaționale, au fost premiați în cadrul Galei Excelenței în Educație.
De asemenea, zilele municipiului Roman din 15 mai, 22 mai din 2014, aflat la cea de-a 5-a ediție, a reprezentat ca întotdeauna o dovadă a conectării marii familii romașcane la emoțiile și trăirile specifice acestei sărbători. Am sfințit troița de la Biserica Domnească, Sfinții Voievozi Mihail și Gavril. Am avut seara Sergiu Celibidache cu momente artistice muzicale susținute de elevi și profesori ai Școlii de Artă Sergiu Celibidache și Orchestra de Cameră și Corul Școala Cantorul Mușatin al Academiei Petru Tocănel. Gala Excelenței în Educație, cu festivitate de premiere a elevilor și profesori coordonatori care au obținut rezultate meritorii la olimpiadele și concursurile naționale. Gala Excelenței Romașcane, când am premiat romașcanii cu cele mai deosebite realizări în anul 2014 pe 10 secțiuni, seniori ai excelenței, culte, cultură, învățământ, sănătate, administrație publică, social, mediu de afaceri, mass media și sport, am oferit un spectacol, Veselia Nu-i în Criza, Teatrului de Revistă Constantin Tănase. Zilele municipiului Roma în 2015, aflat la a 6-a ediție, s-a evidențiat prin evenimentele culturale, artistice și sportive cuprinse într-un program grandios. Cu prilejul zilei diplomației a avut loc întâlnirea oficială a administrației publice romașcane cu delegația din orașul Suncheang, Republica Coreea de Sud, înfrățit cu municipiul Roman din anul 2013. De asemenea, în cadrul acestui eveniment am premiat 228 de olimpici, 142 de profesori coordonatori, valoarea totală a premiilor fiind de aproape 500 de milioane de lei. De asemenea, cu ocazia Galei Excelenței Romașcane, s-a acordat titlul de cetățean de onoare post-mortem profesorului și publicistului George Radu Melidon, care în urmă cu 130 de ani a pus bazele primei biblioteci publice la Roman prin donația 216 volume către primăria municipiului Roman. Cu sprijinul celor 8 licee romașcane și al unui echipaj format din elevi de la școli gimnaziale, se organizează în fiecare an spectacolul concurs de la Dragobete la sărbătoarea rusailor, tradiție și legendă la români. Trofeul Roman Vodă Mușat la handbal feminin a ajuns în 2015 la a 8-a ediție și a devenit o manifestare sportivă apreciată atât de iubitorii handbalului cât și de echipe prestigioase. Elevii din instituțiile de învățământ romașcan se bucură în fiecare an în apropierea sărbătorilor de iarnă, de Carnavalul de Crăciun, iar pe 24 decembrie Caleașca lui Moș Crăciun, un proiect pe care l-am adus după un model din Spreziano, Italia, unde oferim cadouri tuturor copiilor romașcani din toate cartierele municipiului Roman. Spectacol de toate vârstele admiră obiceiuri tradiționale din iarnă la edițiile Festivalului de Datin și obiceiuri de iarnă Roman Metropolitan. Împreună cu romașcane am sărbătorit trecerea dintre ani cu șampanie și bucate tradiționale românești oferite de autoritățile publice locale romașcane, dar și cu spectacole inedite de muzică. La toate revelioanele organizate de când sunt primar, 8 revelioane în stradă împreună cu romașcanii mei. Ținând cont de succesul înregistrat în anul 2011, la prima ediție a proiectului Școală de Vară, în anul 2012, în perioada vacanței de vară, am organizat la Casa de Cultură timp de 2 luni activități alternative de petrecerea timpului liber pentru elevi în colaborare cu Clubul Copiilor Roman. Au avut loc activități educative și recreative cu implicarea activă a cadrelor didactici și oamenilor de cultură, cărora le mulțumesc pe această cale. De asemenea, am desfășurat un program de pregătire pentru bacalaureat, pentru absolvenții de liceu care au înregistrat primul lor eșec la examenul de maturitate. De altfel, m-am alăturat și eu cadrelor didactice care, în mod absolut voluntar, au asigurat programul de pregătire. Evenimentul Sergiu Celibidache din nou acasă s-a desfășurat la Roman pe 28 iunie 2012 cu prilejul celebrării a 100 de ani de la nașterea sa și anului declarat de UNESCO An Celibidache. Manifestarea a inclus dezvelirea bustului marului dirijor și compozitor, precum și a unui concert susținut de formația Arcor Brass. Festivalul Toamnei la Roman, organizat de Zahăr Mărgăritan, firma Agrana, Primăria Roma și Asociația Culturală Ieroest Alternativ, în perioada 4-6 octombrie 2013, a constituit o manifestare amplă de obiceiuri și tradiții culinare naționale și internaționale. Au participat invitați din Malta, Ungaria, Albania, Serbia, Turcia, Bulgaria, Israel, Grecia, Palestina, Ucraina și Japonia. De asemenea, la nivel de cinema, filmul despre oameni și melci, deținător a titlului cel mai vizionat film românesc al anului 2012, a putut fi vizionat în cadrul proiecției organizate din 22 august 2013 în Piața Roman Vodă, prin intermediul proiectului Caravana Filmelor TIFF Operation Kino, susținut de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc și Primăria Municipiului Roman. Publicul romașcan cinefil a avut prilejul pe 9 noiembrie 2013 să vizioneze în premieră Roman filmul Vento di Sicilia, regizor Carlo Fusco, care a avut o distribuție de actori americani și italieni,
de excepție, evenimentul fiind organizat de VF Production Italia și Primăria Roman în sala mare a primăriei, eveniment la care au participat și protagoniștii, actorii principali. Un alt eveniment unic în 2013 pentru Urbea Mușatină și care a încântat publicul meloman romașcan l-a constituit pe 22 aprilie spectacolul Pianul Călător, susținut de pianistul Horia Mihail și care s-a perpetuat de atunci încolo în fiecare an. De asemenea, cronica anului 2014 a consemnat următoarele activități. Inaugurarea unității de producție TRV România la Roman în prezența mai multor oficialități locale, județene și centrale. Întâlnirea conducerii administrației Romașcani și a Spitalului Municipal de Urgență cu președintele organizației Salvați Copiii, domnul Andy Moisescu, și președintele executiv al acestei organizații, doamna Gabriela Alexandrescu. Când a fost prezentată donația cu aparatură medicală necesară pentru prevenirea mortalității infantile, acordată de organizația Salvați Copiii, secțiilor de neonatologie și pediatrie al Spitalului Municipal de Urgență Roman, în cadrul proiectului Fiecare Copil Contează, o donație de aparatură de peste 15.000 de euro. Campionatul Național de Minifotbal la Roman, organizat de Federația de Minifotbal din România în colaborare cu Primăria Municipiului Roman, liceu cu program sportiv Ozer Golden, cu participarea celor mai bune 20 de echipe din totalul de 3.000 de echipe înscrise la start, din 47 de orașe afiliate la Federația Română de Minifotbal. Din faza sferturilor de finală, meciurile au fost transmise în direct de sport.ro. Deschiderea anului școlar 2014-2015 a fost ocazia cu care administrația publică locală, la inițiativa mea, iniția campania Te ajut să înveți, care a avut ca obiectiv sprijinirea cu rechizite, ghiozdane, complete echipate pentru copiii cu situații materiale dificile, ca o mână de ajutor întinsă mai multor elevi decât administrația publică locală, proiect care a continuat de atunci încolo în fiecare an. Festivitatea de inaugurare a obiectivului Centrală Hidroenergetică pe râul Moldova a constituit un eveniment la care au participat oficialități locale, județeni și la nivel național, constructori, proiectanți, reprezentanți ai EON Distribuție, Autoritatea Națională de Reglementare a Domeniului Energiei, precum și reprezentanți ai cultelor și ai comunității locale. Sfințirea Troiției, dedicată mare martirilor regimului comunist, în memoria victimelor luptei anticomuniste, au fost oficiată în data de 10 decembrie de către Înalt Preasfințitul Ioachim. Evenimentul a fost organizat de către Asociația Foștilor Deținuți Politici din România, filiala Roman, în colaborare cu Colegiul Național Roman Vodă, Primăria Municipiului Roman, la inițiativa romașcanilor Georgeta, Florentina, Radu Ioan și Șerban Ursu. Anul 2015 a fost declarat Anul Veteranilor de Război și Anul Comemorării Genocidului Armenilor, însă administrația publică locală a inițiat și susținut și alte evenimente. Referitor la Anul Veteranilor de Război, menționăm Ziua Veteranilor de Război, când am depus coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor din Cimitirul Eternitatea pe 29 aprilie, lansarea volumului Istoricul Regimentului 14 Dorobanț Roman, cu prilejul împlinirea 70 de ani la încheierea celui de-al doilea război mondial ce a avut loc la Cercul Militar Roman, Ziua Europei Independenței a Victoriei, manifestare desfășurată în Cimitirul Eternitatea, unde s-au depus coroane la Monumentul Eroilor cu ocazia zilei de 9 mai. Avansarea în grada veteranului de război Ioan Ursache, în data de 13 august, când alături de reprezentanții Centrului Militar Județean am participat la ceremonia de înmânare a livretului militar veteranului de război romașcan Ioan Ursache, care s-a remarcat ca aviator în timpul celui de-al doilea război mondial. Ziua Artileriei Române, 10 noiembrie, organizat de colonelul în rezervă Florin Salceanu, președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare și în rezervă filiala Petru I Mușat Roman, unde am participat la manifestări plejuite de Ziua Artileriei Române desfășurate la Cercul Militar Roman. Un moment istoric pentru Urbea Mușatină l-a constituit în anul 2015 festivitatea de înmânare a drapelului de luptă Centrului 83, Mentenanță Est. În data de 1 octombrie, în piața Roman Vodă, a avut loc ceremonia militară și religioasă plejuită de înmânare a drapelului de luptă Centrului. La eveniment au fost prezenți comandantul Divizia 2 a Infanterii Getica, general major dr. Petrică Lucian Foca, șeful Direcției Operațiuni SMG, general de brigadă dr. Vasile Roman, general major dr. Dumitru Seserman, comandantul bazei 3 logistică colonel Ioan Lachman, comandantul centrului 83 mentenanță Est, colonel inginer Ioan Buta, ofițeri din comandamentele eșalonelor superioare, cadre militare în activitate și rezervă. De asemenea, dacă ne referim la evenimentele dedicate comemorării genocidului armenilor, reamintim slujba comemorativă de la Biserica Armenească în data de 23 aprilie în memoria celor 1,5 milioane de armeni canonizați de Biserica Apostolică Armeană. Vernisajul expoziției de grafică și pictură Genocidul în viziunea artiștilor plastici. Inaugurarea sucursalei Roman a Uniunii Armenilor de România în data de 14 august.
Municipiul Roman a fost în anul 2015 prin baza sportivă disponibilă gazda unor evenimente sportive internaționale și naționale. Turneul de calificare în faza finală a campionatului european de handbal, găzduit în perioada 17-19 aprilie la sala sporturilor, a avut participarea selecționatei România echipelor naționale din Kosovo, Serbia și Slovacia. România s-a calificat de pe prima poziție din grupa a treia la campionatul european de handbal, ediția 2015, care a avut loc în Spania. Turneul final al Cupei României la mini-fotbal, care s-a desfășurat în perioada 26-28 iunie la Roman și a fost organizat de Federația de Mini-Fotbal din Roman în parteneriat cu Primăria Municipiului Roman. Turul 3 Cupa Cupelor EHF HCM Roman Scuru Suedia. Ambele meciuri, tur și retur, s-au desfășurat la Roman, echipa noastră calificându-se pentru faza optimilor de finală. Conferința de presă la Roman a Federației de Mini-Fotbal, cu prilejul întâlnirii reprezentanților Federației de Mini-Fotbal din România, cu organizatorii de competiții de mini-fotbal, precum și prezentarea pentru prima dată în România a celor 6 trofee obținute consecutiv la campionatul european de mini-fotbal de național a României. Campionatul național de Kwankido pentru arme tradiționale, desfășurat la sala sporturilor de Roman. Activitatea a fost organizată sub egida Ministerului Tineretului și Sportului de către Federația Română de Arte Marțiale, Primăria Municipiului Roman și Clubul Sportiv Bao Roman. La manifestare au participat 18 cluburi, 171 de sportivi și 30 de arbitri. De asemenea, Municipiul Roman și-a îmbucățit posibilitățile de agrement oferite publicului odată cu inaugurarea Complexului Sportiv și de Agrement Moldova din 20 iunie. La solicitarea vizitatorilor, lacul de agrement din Parcul Municipal a fost dotat cu hidrobiciclete și s-a realizat optimizarea programului în funcționare, fapt care a condus la creșterea încasărilor la finalul anului, înregistrându-se încasări de peste 100.000 de lei, cu 30% mai mult decât în anul precedent. Capitolul 7. Relații de colaborare și înfrățire. În cei 4 ani de mandat am menținut o corespondență permanentă cu autoritățile locale din orașele înfrățite cu Romanul, manifestând deschidere și prietenie față de cetățenii acestora și fiindu-le alături la evenimente importante ale vieții comunităților prietene. Am reușit astfel să dezvoltăm o strânsă colaborare diplomatică externă cu orașele înfrățite, care reprezintă culturi și moduri de viață diverse. Romanul a devenit un obiectiv notabil pe agenda unor figuri diplomatice importante. Înțelegerea de colaborare cu orașul Suncheang din anul 2013, primul document care consemnează o relație internațională de colaborare a Romanului cu o localitate din Orientul îndepărtat. Dacă trecem în revistă relațiile externe ale Romanului în perioada 2012-2016, vă aduc la cunoștință că cu ocazia celei de-a treia ediție a Zilelor Municipiului Roman, în 17 mai 2012, cu ocazia Zilei Diplomației Romașcane, s-a semnat pactul de amiciție care deschidea o nouă pagină în istoria prieteniei milenare dintre poporul român și armean, prin care municipiul Roman și orașul Diligea din Armenia se angajau să colaboreze. Acest document semnat la Roman este unic, istoric și primordial, deoarece reprezintă primul act oficial din istoria celor două popoare, care deja erau înfrățite, dar faptul că armenii locuiesc în România de sute de ani. În 28 noiembrie 2012, municipiul Roman a primit vizita unei delegații din orașul frate Israel, Ghedera, oraș cu care Primăria Municipiului Roman a semnat un document de colaborare internațională în 17 mai 2011. Oficialitățile și cadrele didactice din Ghedera, precum și 32 de elevi de liceu israelieni, s-au întâlnit în sala de ședință a primăriei cu tineri și cadre didactice din licee romașcane. 17 mai 2013, ziua diplomației romașcane, din cadrul Zilelor Municipiului Roman, când se semnează pactul de amiciție cu orașul Ștefan Vodă din Republica Moldova, un protocol preambul al unui acord de înțelegere de cooperare între cele două localități. Cu ocazia participării la International Fermented Food Expo, ediția 11-a, manifestare internațională care a avut loc în Coreea de Sud, în calitate de primar a municipiului Roman, am încheiat la 24 octombrie 2013 o înțelegere de cooperare în orașul Suncheang, în scopul promovării înțelegerii culturii și tradiției fiecărui oraș, în spiritul prieteniei și respectului reciproc dintre cele două localități. Cu prilejul simpozionului internațional Basarabia Pământ Românesc, ediția 6-a, în perioada 26-29 martie, Romanul a primit vizita unei delegații a liceului Ștefan Vodă, din orașul cu același nume din Republica Moldova. Pe parcursul șederii, delegația din orașul înfrățit Ștefan Vodă a vizitat atât obiective din municipiul Roman, cât și din județul Neamț. Cu ocazia zilelor raionului Ștefan Vodă, o delegație condusă de președintele filialei Ion Vatamanu din Roman a vizitat orașul înfrățit Ștefan Vodă din Republica Moldova în perioada 22-25 mai. Elevi și profesori romașcani au fost oaspeții liceului Ștefan Vodă în cadrul proiectului Acasă la Ștefan Vodă. De asemenea,
am asigurat vizita unei delegații mixte din Republica Moldova, formată din oficialități din orașele Chișinău, Căușeni și Ștefan Vodă, la trainingul de informare împreună în Europa, accesare de fonduri europene, derularea acestora și punerea în plecare, desfășurat în sălile primăriei municipiului Roma în perioada 10-12 octombrie. La manifestare au participat și reprezentanții administrației romașcane, instituțiilor școlare și ONG-urilor din Roma. În perioada 17-18 mai 2014, la invitația domnului Mihail Simașchevici, primarul orașului Kamenets-Podilski, Ucraina, oraș înfrățit cu municipiul Roman, o delegație condusă de viceprimarul municipiului a participat la manifestările culturale-artistice organizate cu prilejul zilelor orașului Kamenets-Podilski. Un simbol de colaborare în marea familie europeană l-a constituit inaugurare pe 4 martie 2012 a Centrului Delfinul la Roman pentru copii cu autism, proiect dezvoltat de Fundația Betania, Centrul Delfinul din Bacău, Primăria Municipiului Roman și susținut de excelența sa domnul Matthias van Bonzel, ambasadorul Olandei la București. În septembrie 2014, în spiritul dezvoltării și asigurării continuității proiectelor cu caracter social, am purtat discuții care s-au și materializat în anul 2015 cu reprezentanții Asociației Norwegian Church, AID, din regatul Norvegiei și al Fundației Pacea din Roman pentru sprijinirea acțiunilor de ajutorare a oamenilor asemilor noștri din strada fabricii. În cadrul zilei diplomației romașcane, în data de 18 mai 2015, în sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Roman, așa cum vă spuneam, a avut loc întâlnirea cu delegația din Republica Coreea pentru prima dată la Roman. Viceguvernatorul din Suncheak, domnul Kwak Seung-ki, a fost prezent și împreună cu dânsul s-a plantat un brăduț în parcul din fața primăriei. Inaugurarea sucursalei Roman a Uniunii Armenilor din România a prelungit vizita la Roman a delegației Ambasadei Armeniei la București în data de 14 august. Au fost prezenți excelența sa Hamlet Gasparian, ambasadorul Republicii Armeniei la București, episcopul Eparhiei Armeniei din România, preasfințitul Datev Hagopian, președintele Uniunii Armenilor din România, senatorul Varujan Vosganian, deputatul Varujan Bambucian, liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, președinții ai sucursalelor din Iași, Brăila, Constanța, Focșan, precum și președintele sucursalei Uniunii Armenilor din Roman. Delegația a avut un program vast aici la Roman. În data de 9 aprilie 2015 am primit vizita excelenței sale Filip Beck, ambasadorul regatului Belgiei la București, cu care am purtat discuții vis-a-vis de vechile relații dintre Roman și instituții belgiene și proiecte și colaborări viitoare. În data de 6 mai 2015, la Monumentul Ostașului Sovietic din Cimitirul Eternitatea din Roma s-a desfășurat un ceremonial organizat de către Ambasada Federației Ruse la București, dedicat împlinirea 70 de ani de la victoria celui de-al doilea război mondial. La manifestare au participat reprezentanții Ambasadei Federației Rusiei, Ambasadei Republicii Kazahstan în București, ai comunității rușilor lipoveni din Roman, a comunităților centrale a rușilor lipoveni din România. Excelența sa, Dan Ben Elizier, ambasadorul Israelului în Roman, a participat în cimitirul evreiesc din Roman în data de 28 iunie 2015, alături de vicepreședintele Federației Comunităților Evreiești din România, domnul Paul Schwarz, și de primarul municipiului la comemorarea victimelor trenului morții oprit în gara Roman de Viorica Agarici în timpul celui de-al doilea război mondial. Cu acest prilej s-au depus coroane la monumentul eroilor patriei din cimitirul evreiesc din partea celor prezenți. La ediția 13-a Săptămânii Europene a Orașelor și Regiuni Open Days 2015 Bruxelles, am participat la un workshop dezbatere publică intitulat Modernizarea orașelor europene și mijlocii prin măsuri inteligente și durabile, provocări actuale și perspective pentru viitor. La Palatul Parlamentului din Bruxelles, în data de 15 octombrie 2015, am participat la ceremonia de bun venit adresată orașelor mari și mici, angajate în procesul de tranziție către o economie verde și în acțiuni pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice în cadrul inițiativelor Comisiei Europene, Convenția Primarilor și Mayors Adept. În perioada 17-20 decembrie 2015, o delegație din raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova, condusă de președintele raionului domnul Nicolae Molozia, a vizitat municipiul Roman, acesta fiind însoțit de vicepreședintele raionului Ștefan Vodă, Alexandru Pavlicenco. Pe durata șederii, specialiști din primăria municipiului Roman și oameni de afaceri romașcani au participat la o întâlnire cu membrii delegației desfășurată în sala de consiliu. Capitolul 8. Municipiul Roman, oraș cu viziune. Dezvoltarea comunității locale poate fi asigurată prin stabilirea modului de gestionare actuală și viitoare a resurselor sale naturale, energetice, materiale și informaționale. Totodată, dezvoltarea societății prin intermediul pilonului său economic înseamnă și creșterea investițiilor, promovarea stabilității și a concurenței, dezvoltarea și recompensarea abilităților de muncă. Planificarea strategică, așadar, realizată de administrația municipiului Roman, a avut scopul de a reuni, într-un cadru de management, aspecte legate de planificarea organizațională, stabilirea priorităților, planificarea politicilor publice în nou context național și european.
În anul 2014, Primăria Municipiului Roman elaborează strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2020, document determinant pentru creșterea pe termen mediu și lung a Municipiului Roman. La nivelul Municipiului Roman, în 2015 au fost elaborate următoarele strategii. Strategia integrată de dezvoltare a Municipiului Roman pe perioada 2014-2020. Document, cadru de stabilire a planului de acțiune locală de dezvoltare urbană integrată și durabilă, respectiv a domeniilor prioritare care au nevoie de finanțare în perioada 2014-2020. Pentru romanele pot fi transpuse în trei ipostaze strategice, interdependente ale municipiului în anul 2020, care răspund nevoilor actorilor urbani implicați. 1. Un oraș al cetățenilor săi. Locuințe confortabile și accesibile, spații publice sigure, moderne și animate, dotări suficiente și transport modern, toate gândite pentru a asigura în primul rând prosperitatea cetățenilor proprii. 2. Un oraș al celor care vor să se stabilească aici, facilități și acces ușor la spații prielnice pentru antreprenorii mici și marile companii ce doresc să investească, învățământ de calitate pentru copii, locuri de odihnă și relaxare de bună calitate, sănătate asigurată prin servicii medicale de calitate, securitate personală ridicată, toate acestea pentru a stimula o dezvoltare economică sustenabilă. 3. Un oraș al turiștilor, structuri turistice de calitate, dar și obiective și evenimente diversificate, culturale, sportive, artistice, toate în scopul creșterii atractivității, condiții de bază pentru stimularea tuturor celorlalte intervenții. În procesul de absorpție a fondurilor nerambursabile, strategia de dezvoltare locală integrată și planificarea bugetului local constituie fundamentul ce stă la baza justificării proiectelor. De altfel, portofoliul de proiecte elaborate pentru municipiul Roman cuprinde 40 de proiecte strategice prioritare și 84 de proiecte complementare, proiecte strategice prioritare. 2. Strategia municipiului Roman privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice pentru perioada 2015-2020, care cuprinde ca esență accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, urmărește crearea cadrului necesar pentru dezvoltare durabilă și implementarea unui sistem de gestionare a serviciilor de utilități publice eficiente din punct de vedere economic și ecologic, care să răspundă nevoilor comunității și să fie conform obiectivelor europene. 3. Strategia anticorupție a municipiului Roman și a unităților subordonate pentru perioada 2015-2020. Vreau să vă spun că această strategie are drept scop promovarea eticii și integrității la nivelul municipiului Roman, a unităților subordonate, consolidarea capacității administrative publice locale pentru a asigura calitatea și accesul la serviciile publice pentru realizarea interesului public, continuarea măsurilor anticorupție pentru prevenirea abaterilor neregulilor, a suspiciunilor de fraudă, a situațiilor de conflict de interese și incompatibilitate, eficacitatea, eficientizarea desfășurării tuturor activităților pentru realizarea interesului public. De astfel, această acțiune a fost apreciată de către membrii Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Administrărilor Afacerilor Interne, care au evidențiat municipiul Roman ca fiind unul din cele mai bine puse la punct pe această linie. 4. Strategia locală cu privire la dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare din municipiul Roman. Pentru atingerea scopului strategiei naționale de gestionare a deșeurilor, a fost formulat un set de 8 obiective strategice care reprezintă totodată coordonatele principale ale viziunii strategice naționale. 5. Planul local de măsuri al municipiului Roman pentru implementarea strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020. Au fost planificate activități specifice menite să contribuie la îmbunătățirea substanțială a situației romilor. 6. Planul de acțiune privind energia durabilă a municipiului Roman, PAEDU. Municipiul Roman și-a asumat angajamentul de a elabora, implementa și dezvolta un plan de acțiune privind energia durabilă la nivel local în cadrul strategiei privind schimbările climatice, care să cuprindă o țintă măzurabilă de minim 20% reducere de CO2 la nivel local din totalul emisiilor stabilite prin inventarul de referință al emisiilor. De asemenea, se vor identifica măsuri menite să reducă emisiilor de CO2 și consumul final de energie în următoarele sectoare. Clădiri și instalații aferente, în primul rând clădiri municipale, clădiri rezidențiale, iluminat public, producție de energie locală, planificare urbană. De fapt, toate aceste strategii s-au aprobat în urma unor activități laborioase, bazate pe grupuri de lucru din toate domeniile de activitate, care au lucrat zile, săptămâni, au analizat, au propus și au decis, dar și dezbateri publice, întâlniri cu cetățenii și discuții pe toate aceste teme.
Având în vedere cele menționate, apreciem că municipiul Roman în acest moment și-a stabilit viziunea strategică în ceea ce privește dezvoltarea sa viitoare. Pentru anul 2016 intenționăm demararea unor proiecte noi, cum ar fi Casa Sergiu Celibidache, muzeu și sala de concerte de cameră, pentru care deja Ministerul Culturii s-a anunțat că dorește să fie partener. Centrul Multicultural Unirea, cu sală de cinema, Centrul de Educație Timpurie Smirodava, creșă și grădiniță, Casa Spițerului din incinta Spitalului Vechi, grădiniță, Casa Manolescu Strunga, Muzeul Personalităților Romașcane, dezvoltarea parcului industrial creat cu atragerea unui nou investitor strategic cu care suntem în discuții avansate, anveloparea termică a blocurilor, modernizarea iluminatului public utilizând corpuri de iluminat cu consum redus, suntem în plină dezvoltare a acestui proiect, reabilitarea și modernizarea parcului Zăvoi, parcul Jora, care sunt în fază de finalizare a proiectelor, ghidul aflându-se în dezbatere publică, reabilitarea și modernizarea falezei râului Moldova, înființarea unui parc voltaic în zona puțurilor de alimentare cu apa orașului și în zona de nord a orașului. De fapt, unii vin și spun că au fost proiectele lor, proiecte pe care noi, atunci când le anunțam și le aruncam în dezbatere publică, ei nici nu se gândeau să participe la viața comunității. Iar aceste idei de dezvoltare erau deja cristalizate pe grupuri de lucru, erau în dezbatere publică și cuprinse în strategiile de dezvoltare. Dar probabil, unii confundă realitatea cu visul și ceea ce visau ei, credeau că și propuneau la acel moment. Nu. Bună dimineața. Trezirea. Capitolul 9. Performanță în administrație. Pe parcursul celui de-al doilea mandat de primar am primit mai multe distincții și premii, unele fiind primite nume personal pentru eforturile și rezultatele obținute la administrarea cetății Roman Vodă, altele în numele echipei cu care am lucrat, însă eu apreciez că toate sunt ale noastre, un rezultat al muncii marii familii romașcane. Astfel, pe 18 octombrie 2012, a avut loc la Poiana Brașov, cel mai important eveniment al toamnei din administrația publică, ediția 8-a a Galei Premiilor de Excelență Administrație.ro, eveniment organizat de Portalul Național de Administrație Publică Administrație.ro, împreună cu oameni și companii, alături de partenerii Camera Deputaților, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Primăria din Brașov. Administrația Publică Romașcană a primit în cadrul acestei gale Premiul de Excelență pentru activitate în primării, pentru cel mai curajos proiect, proiectul Mitro-Hidrocentralei pe râul Moldova. În 9 noiembrie 2012, Revista Română de Administrație Publică Locală organizează în cadrul celei de-a 5-a ediție a Forumului Administrației Românești Gala Administrația Publică Locală la înălțime și pentru a doua oară primesc titlul de cel mai bun primar de municipiu din regiunea Nord-Est. În vederea desemnării câștigătorilor galei, a fost o apreciată în mod deosebit orientarea spre dezvoltarea localității, deschiderea față de inovare și valorificarea potențialului de creștere a resurselor proprii de venituri ale administrației locale. În calitate de șef al administrației publice romașcane, am fost singurul ales de România ca persoană publică și selectat pentru bursă Erasmus for Local and Regional Elected Representatives, Erasmus pentru reprezentanții aleși de la nivel local și regional pentru perioada 2012-2013. În cadrul galei Orașul Reciclării, din data de 25 aprilie 2013, organizată de Ecoroma Ambalaje, organizația ce implementează în România Sistemul European de Management Integrat al Deșeurilor de Ambalaje, punctul verde, municipiul Roman a primit premiul de excelență a categoria Linia 1, ca recunoaștere eforturilor depuse timp de 6 luni în colectarea selectivă a peste 135 de tone de deșeuri și ambalaje. În cadrul celei de-a doua ediție a Târgului Internațional de Investiții, Împreună reconstruim România, desfășurat la București, în perioada 28-30 mai 2013, care a găzduit reprezentanți de fruntea executivului României, ambasadori, atașați comerciali, reprezentanța emisiunilor diplomatice de la București, reprezentanța camerelor de comerț bilaterale, cele mai prestigioase companii private din întreaga lume, precum și peste 900 de primari din România, preocupați de dezvoltare durabilă a comunităților pe care le reprezintă, am primit premiul Împreună Reconstruim România, conferit de Avangard Pierre Agency, ocazia Galei Premiilor Avangard, fiind printre primele 10 primării din țară care au fost premiate pentru modul în care au administrat și au dezvoltat localitățile, precum și pentru contribuția adusă la dezvoltarea României.
Pe 24 octombrie 2013 a avut loc la Poiana Brașov cea de-a noua ediție a Galilor Premiilor de Excelență Administrație.ro, organizat de Portalul Național de Administrație Publică, împreună cu oameni și companii, alături de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și reprezentanții Guvernului. În cadrul Galei, Administrația Romașcană a obținut premiul de excelență pentru cele mai valoroase lucrări de infrastructură, PIDU finalizat, primul din Moldova și la termen. În data de 12 decembrie 2013, între cei 23 de câștigători ai Galei Naționale a Voluntarilor ediția 2013, s-a regăsit și Primăria Municipiului Roman pentru proiectul de voluntariat al anului în domeniul protecția mediului și animalelor, ecopatrula școlară a Primăriei Municipiului Roman. În cadrul competiției Orașul Reciclării 2014, în data de 17 septembrie, Municipiul Roman a cucerit titlul de luptător și s-a făcut remarcat pentru cele mai multe deșeuri de ambalaje colectate separat per locuitor, în jumătate de an fiind colectate peste 120.000 de kilograme de deșeuri. În data de 20 noiembrie 2014 a avut loc cea de-a 10-a ediție a Galilor Premiilor de Excelență Administrație.ro, eveniment în care, în cadrul Primăria Municipiului Roman, i s-a acordat premiul de excelență pentru activitatea în primării pentru cele mai curajoase proiecte implementate de către o administrație publică locală. Pe parcursul anului 2015 am primit mai multe distinții din partea Sanctității sale Sfântul Părinte Papa Francisc, din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, precum și a Institutului Teologic Romano-Catolic Francescan din Roman. În data de 2 iunie, la Capela Institutului Teologic Romano-Catolic Francescan din Roman, am primit distinția Diplomă de Recunoștință a Meritelor și Binecuvântare din partea Sanctității sale Sfântul Părinte Papa Francisc, prin intermediul Nunțului Apostolic la București, Excelența sa Avier Francesco Lozano, ambasadorul statului Vatican la București. De sărbătoarea Sfântului Ierarh Spiridon, în data de 12 decembrie 2015, am primit distinția Ordinul Melchisedec, clasa 1, medalia de aur, din partea Înalt Preasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, alături de academicianul profesor dr. Constantin Bălăceanu Stolnici. Cu prilejul concertului de Crăciun, susținut de corul și orchestra de cameră al Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, Părintele Provincial Emilian Cătălin mi-a mânat medalia de bronz în onoarea Papei Ioan Paul al II-lea, emisă de către Secretariatul de Stat al Vaticanului și conferită de Nunțiatura Apostolică din România cu ocazia împlinirii celor 25 de ani de la redeschiderea provinciei fraților minori conventual din România. În data de 22 octombrie 2015 a avut loc cea de-a 11-a ediție a Galii Premiilor de Excelență Administrației.ro, evenimentul unei primăria Municipiului Roman a primit premiul de excelență pentru cele mai frumoase, importante și inovative proiecte de investiții în infrastructură pentru proiectul Complexul Sportiv și de Agrement Moldova. Municipalitatea Romașcană a obținut în 2015 și premiul special pentru implicarea în acțiuni de conștientizare a populației prin campania de informare și promovare în presa locală în cadrul bătăliei pentru titlul de Orașul Reciclării, ediția 3-a. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au susținut activitățile și proiectele inițiate, instituțiilor care și-au oferit sprijinul, dar și dumneavoastră cetățenilor, romașcanilor, locuitorii acestui municipiu, care mi-ați semnalat nevoile comunității sau care ați venit cu propuneri constructive. Vă asigur că și în ceea ce va urma, voi mobiliza energia și eforturile pentru modernizarea și dezvoltarea orașului nostru, casa noastră Roman. Vă mulțumesc pentru că îmi dați puterea să continui și am certitudinea că veți fi alături de mine ca și până acum, pentru că și eu sunt alături de dumneavoastră, romașcanii mei. Să credeți că în toată activitatea mea de primar mi-am pus toată credința, energia și capacitatea să fac ce e mai bine pentru orașul meu Roman și pentru romașcani. În toată această perioadă, toți au susținut și s-au lipit de proiectele noastre. Toți au fost bucuroși și le-am inaugurat împreună. Acum va începe campania electorală. Împreună sperăm să fie cât mai civilizată, să nu avem parte, așa cum se anunță, de ocări, de minciuni, de lațiuni și multă urăciune. Vă rog să credeți că toate acestea vin din mizeria unora sufletească, eram să spun intelectuală, dar greșeam fundamental, că unde nu e nici Dumnezeu nu cere, și din interes politic. Adevărul este cel pe care vi l-am spus mereu și pe care până azi, în campanie, nimeni nu l-a contrazis. Dar noi mergem cu Dumnezeu înainte, cu
tot ceea ce avem în acest oraș drag al nostru, cu tot ceea ce am făcut împreună, cu tot ceea ce am trăit împreună, cu diverse ocazii pe care le-am prezentat și multe altele, cum ar fi hramul bisericilor, decesul unor persoane importante, de asemenea nașterea unor prunci care aveau nevoie de ajutor, sprijin pentru veterani, toți cei care s-au simțit membri ai marii familii romașcane au avut toată atenția și tot sprijinul nostru, indiferent de orientare politică, indiferent de sex, indiferent de religie, indiferent de poziționarea pe ierarhia socioprofesională. Tuturor le datorez faptul că 8 ani am fost primarul acestui municipiu, a fost o onoare și o demnitate pentru mine. Vă mulțumesc pentru sprijin că am putut să facem atâtea lucruri frumoase împreună. Sper să putem continua încă 4 ani să încheiem ceea ce ne-am propus, iar după aceea, sigur, poate veni și altcineva care în acest timp să învețe, să vadă despre ce e vorba, pentru că lucrurile nu se învață de pe zi pe zi sau de pe an pe an. Așa încât, în încheiere, spun doar un singur lucru. Dumnezeu să ne dea suflet, înțelepciune și inimă, Dumnezeu să binecuvinteze Romanul și pe romașcani.